Deci, hai să continuăm. Venea tata ei, ca să nu mai ocolești atâta, treci pe aici și tai foarte mult. Și el venea la 2 sau la 3 dimineața să se ducă acasă. Ajunge în dreptul unei cruci de marmură negre și a văzut o siluetă mare, neagră, ca unei femei, îmbrăcată în negru. Ba da, asta e. Ba da, că e mausoleu aici, am găsit-o, bă. Mamă, m-a luat toată frica. Mi s-a făcut pira de găină. Asta e, că e veche. Fii atent, e spartă. Băi, femeie să ai bărba, că nu-mi dau seama. Îi spartă fața, e dată cu piatra în față, fii atent. Bacă. E dată cu piatra fix în față, poate. Pică apă din fum. Uite, față, mor. E pula mea. Bă, s-aude ceva acolo, vă jur. S-aude ceva ca și cum ar merge. E pula mea. Eu acum nu mă uit pe filmare, nu sunt sigur, dar Magna poate să fie blurată, fii atent. Doamne, ce față ai, nebunule, cu căciula aia. Îți place căciula mea pe sistem? Zici că sunt Moș Crăciun. Zici că ești Moș Crăciun. Salutare, frățelor, și bine v-am regăsit la un nou vlog horror. Ăsta e un vlogger? Ăsta e un vlog super special și știți că eu nu fac chestia asta, zic că bă, vlogul special să nu fie după. O să vă spun mai încolo de ce e special și o să mă credeți pe cuvânt, vă spun eu. Acum am mergit să filmăm ceva horror și hai să-i dăm drumul, o să vă spun când ajungem la fața locului care e treaba. Bă, nu mai fă de mână așa. Vezi că a zis mami că merge în drept și după aia se face la dreapta. Așa. Și pe acolo parcă. Ia, mergi în față, dar mergi mai încet că nici nu știu pe aici, n-am fost niciodată. Că eu am întrebat unde e cimitirul, dar nu mai știu exact care cum. Și ce ceață e, nu se vede nimic, de pe fază scurtă. Dar oare pe unde o fi, că nici nu știu unde, pe unde se ajunge. Căci că au două biserici aici. Deci e la biserică? Nu știu. Mi se pare că nu. Cred că pe aici la dreapta. Parcă a zis mami că se face o răscruce, parcă și după aia a zis la dreapta. Băieți, voi vedeți ce vedem și noi, vedem stop și trebuie să ne întoarcem. Căutăm cimitirul, mâncava și gura voastră și nu-l găsăm. Ia filmează, Fabi. Trebuie să întoarcem aici. Mă gândeam că dacă e stop aici, zic că e... Stradă și ce trebuie să opresc să intru iar. Nu știu unde e. Căutam cimitirul ca nu-l găsăm, nu știm unde e. Sigur? Deci noi nu știm sigur unde e cimitirul, nu-l găsim nici pe Waze. Și acum colindăm pe tot satul să vedem unde e. Sperăm să nu fie băgat pe vreo fundătură. Dacă e băgat în vreo fundătură, sigur nu-l găsim. Încoace nu e niciun cimitir, cred. Dar până la urmă trebuie să-l găsim noi, că dacă nu-l găsim... Fiți atenți, băieți, nu știu dacă e de la ceață, dar satul ăsta e super sinistru, așa în sărăși ăștia. Bă, dar unde merge strada asta, mă, mâncați, așa că nu știu unde ne ducem. Măcar blochează dracu, știi să nu intre ceva pe strada. Gata, așa. Parcă mă simt mai sigur. Ăsta cred că e frică deja. Băi, să vede că se tot zvârcolește acolo, nu vezi? Revenim cu update, băieți. Bă, mâncam aici gura voastră, noi unde o luăm acum, că mai sunt din la mai fundăturile aici. Ia să așa, să bag mașina. Ei, vedem ceva de ceață. Ce zici, mă, că filmă strada asta frumos? Continuă, eu zic să continui pe aici. Bă, tu ești cu morțul în spate. Da, dracu, sinistru s-a făcut zbura ta. Mamă, ce m-a speriat, da, ești nebun. Tu, să-mi cadă telefonul din mână, băi. Păi de cap, mă, ce m-am speriat. Perfect, băi, ți-a uitat unde suntem noi. Și o lasă bine atunci, dar numai că nu știm noi. Uite, cărțile, pe hărți nu găsi, dar pe Waze găsi. Uitați aici, aici cimitir. Gen, noi suntem așa aici. Bam, aici. Și cimitirul e în partea asta, în dreapta noastră. Gen, în partea aia așa. Partea aia. Hai să mergem să-l găsim. A few moments later. Perfect, băi, și într-un final am ajuns, e cimitirul acolo. Bam, în partea asta așa și hai să mergem să vă spun și povestea. Ia vedeți, mă, cavaș. Uite, cred că ăsta e drumul. Fiți atent, deja, păi să mor dacă mă lua frică și mie frică. Păi dar eu știu din capul la povești, de-aia mi-e frică. Stați așa, că imediat vă spune și povestea. Întoarcem mașina ca să fie întoarsă. Da, bun, o lăsăm aici și dacă e ceva...
perfect băieți, haideți să vă spunem și povestea, fiți atenți. Era tata ei cam de vârsta mea, avea 20 și ceva de ani și venea de la Radomir, din partea din satul alăturat. Nu vă mai mișcați lângă mine că să mor dacă nu mă sperii de mor. Avem aici și mausoleul ăsta aici care e extrem de super creepy. Deci, hai să continuăm. Venea tata ei de la un prieten, că el era cu cântatul cu astea, cânta la acordeon, aveau, nu știu, o petrecere sau ceva de genul și s-au dus să petreacă și când s-a întors, au luat-o fix pe aici, pe drumul ăsta pe care o să mergem noi acum, să se ducă acasă, că pe aici, în mijlocul cimitirului, treci ca să nu mai ocolești atâta, treci pe aici și tai foarte mult. Și el venea la 2 sau la 3 noaptea dimineața, să se ducă acasă. Și el mergând pe aici, ajunge în dreptul unei cruci de marmură negre. Păi s-a dus ceva. Păi s-a luat, dar nu știu ce. Mie mi se pare de asta, dă-mi pom. Da, dar mie mi se pare să vină în pot. Băi, ești nebun, dar suntem căcați toți cu noi, dă. Și-a văzut o siluetă mare, neagră, ca unei femei, îmbrăcată în negru, stând lângă crucea aia neagră de marmură. Mai era și lună plină afară. Și el, văzând asta, a luat-o ușor la pas, fără să fugă, s-a dus acasă și când a ajuns acasă s-a pus în pat, a venit și s-a pus peste el. Deci povestea asta e adevărată, fiindcă nu avea de ce să mă mintă. Sau nu știu ce să fi fost, ce s-a întâmplat peste el noaptea în pat, n-avea ce să se întâmple. Deci vreau să văd dacă vedeți și noi ceva în cimitirul ăsta. Deci de asta v-am spus că e super special. Stați pe tot parcursul videoclipului ca să vedeți despre ce e vorba, fiindcă altfel nu o să înțelegeți mai nimic. Suntem aici cu Magnea și cu Fabi. Mergem să inspectăm cimitirul, mergem să căutăm crucea unde s-a întâmplat toate chestiile și să vedem dacă vedem și prindem ceva pe filmare. Haideți, țineți-mi pumnii. Perfect, și-am plecat. Deci, fraților, e 1:30 noaptea. Băi! Iată ce, ți-aia nu mă mai mișcat. Cade din pom apă, mă. Cade sigur din pom apă. Băi, dar nu se vede nimica, băi, că-i ceață, băi, ești nebun la cap. Sper să vedeți ceva. Noi mergem acum. Da, uitați cât astea pe aici, ești nebun la cap. Iată, mai apucă să mai văd. Deci ar trebui să fie pe undeva pe drumul ăsta, pe stânga sau pe dreapta, o cruce mare, neagră, de marmură. Deci dacă trebuie să fie pe aici, pe drumul ăsta. Care asta? Să poate să fie. Uite că e dita mai aia. Ia să vedem, asta o fi oare? Trebuie să o zărim noi dacă e. Da, bă, asta e. Băi, de capul meu, m-a luat toată frica lumea pe sământ. Băi, deci jur că în halul ăsta nu m-a luat niciodată frica. Începe să-mi tremure genunchii. Băi, nu vă mulțumesc. Să mor eu dacă vă mint. Nu e basta, nu e să nu cheia asta de aici, dar nu e. Sau asta să fie, dar nu e de marmură asta. Păi că e de marmură, aia de sus, aia mată. Băi, da, neagră. Una mare, să nu mint. Bun, sper să pot să țin toată filmarea asta. Că se... Păi da, dar asta e veche. Cum e veche? E o cruce de marmură aici. Bun, mai fac așa, e tot, că mă cac pe mine, să mor eu. Păi da, bă, dar asta nu pare vechi, mormântul ăsta, că acum, gen, povestea asta... Au înmuit, da. Crezi că a rămas așa? Asta să fie? Stai să vedem că ce timp a cruci. Mamă, ce m-a speriat să-mi bap! Bă, dar nu vă mai speriați frate așa, că mă păriți să vii să mă sperii. Nu, bă, aici nu e mormântat nimeni, bă, ești nebun la cap. Poate e vreun monument? Nu, e doar născut, cred că e doar născut aici. Poate e făcut ca să le mormântă. Deci, povestea asta e de acum cât să fie? Vreo 50 de ani, în jur de 50-60 de ani. E povestea asta, că tata are 74 de ani. Și el cam până la vârsta de maxim 25 de ani se s-a întâmplat chestia asta. Și noi trebuie să mergem pe aici și să găsim crucea asta, trebuie să fie cumva veche. Dar nu se vede mai mult. Nu se vede nimic de ceața astea, ești nebun? Dacă filmez așa, dacă filmez în negură. Bă, dar asta, uitați-vă și voi, asta iar n-are baterie, uitați-vă și voi cum face. Și așa mi-a făcut și aia, uite așa se vedea după aia. Orică nu are baterie, dar nu știu care e problema. Cred că vouă e frică mai mult decât mie, să mor eu. Mamă, ce să mor eu, futu-s. Auzi ceva aici. Sper să pot să țin toată filmarea. Gen să nu tai aici când ne primăm pe cinci tiri. Ca să nu ziceți că e vreo vrăjeală sau ceva de genul.
Hai. Nu era bă aia, că nu era nimeni înmormântat acolo, ești nebun? Nu știu cum să mai nu știu ce Păi da, dar poate nu e drumul ăsta, poate greșirea nu e drum. Că văd că e destul de mare, ia uite-te cât e acolo. Bă, și aici mai e și pădure, e nebun, nu știu acasă de pe filmare. O fi asta, nu ce? Nu, e nouă. Bă, eu bine că mai trec o țară de frică, că să mor dacă... Bă, deci jur, Magnea, cred că dacă... Eu vreau să vin singur aici, că ăștia nu vor să vină. Cred că leșinam de frică singur aici, e nebun, cred că nici mai intram. Deja, vedeți, când veniți o frică, dar nu mai puteam. Uite, bă, ăsta e, cred că ăsta e, fii atent. Că zic că e și un mausoleu lângă. Ăsta mare? Da. Păi da, dar nu e cu cine. Păi să vedem. Păi să vedem, că poate cine știe. Or fi, ia uite, alt, uite alt de-asta. Deci așa trebuie să fie ceva, deci, uite alta aici mai mare, fii atent. Ăștia sunt vechi, uite cât de vechi sunt. Ăștia cred că zbărea, că se făceau înainte. Înainte au stat, nu știu. Că mai, mai e, uite că mai e încolo cimitir. Ești nebun la cap. Ia uite, dacă cădea Fabi în ăsta, mai aveam un pic și cădea în ăsta. Nu cădeam, că eram aici. Care să fie, mă? Am în serios să nu o găsim noi. Ia uite, fii atent. Ce e aia de acolo? Uite aia înalt. O vezi? Pe care o? Să fie aia? Ia fii atent. Ia. Nu e asta din partea asta neagră? Ba da, uite. Ba da, asta uite. E. Ba da, că e mausoleu aici, am găsit-o, bă. Mamă, m-a luat toată frica. Mi s-a făcut pira de găină. Asta e, că e veche. Asta e, că e veche, că asta e descrierea. What the fuck, my man? Asta e, că e veche, uite-te. Da, bă, și e și femeie. E și femeie pe poză. Băi, hai să mergem, că mie mi-e frică să mor eu. Și aici, zic că e mausoleu. Mamă, pică apă din pom și mi-e frică. Eu fac infart, să mă răzeta. Poate capul meu a luat ăsta picioare. Bă, Magnea. Hai cu mine că mor de frică, de spur. Bă, nu mai, lasă-mi aici, e frică, rosti că mi-e frică să mor eu. Deci, nu mai fie frică. Da, asta e. Asta e. Deci aici. Asta e. Deci asta e povestea, mâncavaș. Aici s-a întâmplat tot. Și uite, mai e o femeie aici bătrână, ca să vede. Asta e curtea, e o femeie bătrână aici. Stai să nu calpon. Bă, să nu mă speriați. Da, uite, e decedată în 1923. Ăsta e mausoleu. Că 1923, da. Deci tatea e născut în 43. Și scrie că e decedat în... Uite-te și tu, bă. Fii atent, e spartă... Băi, femeie sau e bărbat, că nu-mi dau seama. Fii atent că e bărbat. E spartă fața, e dată cu piatra în față, fii atent. Măcar. E dată cu piatra fix în față, poate. Pică apă din fum. Uite, bă, aici, fii atent. Uite, fii atent, ăsta e mausoleul ăla vechi, ducea tata e de el. Să poate aici să fie, să fie gen înmormântată femeia de care vorbea. Uite, vezi că e femeia acolo înmormântată, aici. Decedat în 1923. Mi-e frică de mor, voi... Da, bă, cred că aici e. Băi, mai stăm un pic aici să vedem dacă se întâmplă ceva. De unde știi tu? Ia, hai să facem o miniatură. Bă, dar iar nu mai lumină lanterna aia ta. Nu mai are baterie. Și mai e una neagră aici. Da, asta e nu. Ia stai așa, stai, poate că stai cu curul acolo, că e udă țără, dar poate că stai cu curul, să vedeți, să stăm acolo de miniatură. Aici?
aude ceva, să mor. Mă, e pula mea. Bă, se aude ceva acolo, vă jur. Se aude ceva ca și cum ar merge. E pula mea să mă apula, pula mea să mă apula. Bă! Să mă apula, bă, 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 să mă opăresc, că nu mă uitim apața, că mor de frică. Bă, ce pula mea. Bă, auzi, zici, mami? N-au cum. Și acum să ne aștept aici, la ieșire. Sunt bapul. Hai, deci n-am mai putut. Deschide dracu mașina. Deschide-te un pic. Hai, de pula. Da. Tu mă știi că când fugeai s-a uzat în fiecare parte? Și din stânga și din dreapta, și din stânga și din dreapta. Pornește dracu să plecăm o dată. Hai de pula mea. Dar cred că ne speriam ca proști să mor eu. Ne speriam pe dracu, vedea și când fugeai s-a uzat și din stânga și din dreapta. Mamă, nu mai pot. Cred că am dat sperietura vieții mele. Bă, auzi? Da, bă, da, ce ești prost? Eu vă spui că s-aude ceva în spate. Ești nebun, nu cred așa ceva. Da, pe pick-up-ul de pungi. Păi până atunci pick-up-ul de pungi. Da, pick-up-ul, da. Să mă bătă Dumnezeu. Mamă, cred că n-am mai făcut atât. Băi, deci vă jur. Bă, la măcar pleacă dreacu de aici, că facem după aia. Deci vă jur, s-a auzit ceva. S-a auzit că mă pica apă din pom. Ca și când ar căzut cineva, gen, s-ar fi aruncat din pom și ar fi căzut pe pământ. Și după aia că venea spre noi. Doamne, mâncava-și sufletul vostru. Deci nu vă spun că a fost fantom, că a fost ceva, nu știu ce s-a auzit. A fost câine, nu înțeleg ce a fost. Hai să mergem. Dacă și cum bate inima, sare din piept. Eu acum nu mă uit pe filmare, nu sunt sigur, dar Magna să, poate să fie blurată, fii atent. Nu glumesc. Vai de cap. Toată? Nu toată. Adică nu știu, să vedem, ne uităm acasă. Mamă. Bă, și fii atent că avea, tu vă zici că avea fața. Da, bă, era gen cu piatră în fața lor, ea după curge. Da, bă, era rovită fix fața, era intenționat. Eu văd femeia acolo de la distanță. Și tot la, și eu tot la fel. Nu știu dacă era, bă, păi, dar nu vă zic. Nu vă zic ce era. Asta nu înțeleg. E ceva ciudat. E ceva ciudat, da. Serios, e ceva ciudat. De, gen fața e lovită. Și scoase de la de la poză. Fața e lovită cu, nu e piatră, că dacă era piatră se vedea. E lovită intenționat, e lovită intenționat să scoată să scoată fața. Doamne, da. Mamă, și fugi mult de fugi. Bă, deci vă jur. Nu mai pot. Mai spune Fabio o dată că o oprisem filmarea. De ce auzi? Auzi o bubuitură? Auzi o bubuitură în spate? Da. Ca și cum ar fi căzut cineva, nu știu. Da. Și după aia eu mă întorc repede spre voi când auzi. Da. Și mă izbei de voi și după aia o luară la fugă, nu mai știu dat. Bun. Și Magnea, tu ce auzi? Eu uite că fugi din pași, că vine cineva spre noi. Că mai mult aia mă sperie. Bă, da, asta speria. Păi asta auzi și eu, mă, mâncați aici gura ta și aude. Auzi? Bă, dacă îți spun, dau volumul la 400 pe filmare și se aude pe filmare, pași. Eu auzam de înainte, dar voi stres că pică, nu știu ce din pom. Că pică. Eu credeam de înainte, de când intram în cimitir. Nu sărăm acolo. De când intram în cimitir? Da. De când ajunsărăm acolo, unde când intram în cimitir. Se auzea mereu în spate. Și mai așa s-auzea. Dar ascultă-mă, eu credeam că ia. Da, dar ce trebuie, dar nu știu ce că de eu zic că ia din pom. Atâtea ori ce am făcut. Doamne, n-a tras în viața mea spiritură mai mai. Nu crezi că mie și acum întrebă. Mai nasoală ca asta. Tu nu știu, mă uitam mai în spate. Mie întrebă la picioarele și acum și sare inima, ce e nebun. Sunt strop de foc. Eu cred că e apă, frate. Bă, da, deci fii atent, auzi bubuitura aia. Fii atent, auzi bubuitura aia. Sau ce fugă, gen. Da. S-au zis răpași cu-n frunze. S-au zis răpași, da. S-au zis răpași cu-n frunze. Și după aia când fugeam, s-au uzat stânga, dreapta, da, stânga, dreapta. Da, stânga, să mor eu. Eu mă căcam pe mine de frică. Ce, frate, că cred că asta a fost spiritura vieții noastre, să mor eu. Deci știi ce făcui, Fabi? Știi ce făcui? Că te vă zic că nu poți să fugi și că rămâi în spate, eu intenționat rămas în spate. Rămâi cu ea. Magnea s-a dus să mâncați așa. Păi mă uita în spate să văd dacă ești cu ea. Dacă vă zic că ești cu ea, du-te. Ce-mi bate inima, mâncați-și. Mâncați-și gura ta să mor dacă am tras vreo spiritură mai mare ca asta. Bă, dar s-auzau pași, deci s-auzau pași, deci vă jur pe viața mea, pe ce vrei voi, s-auzau,
pași în frunze, că vin spre noi. Și, și ăia nu erau pași de câine. Bă, cum, da, că nu avea cum că câinele se aude, care patru picioare se aude. Se aude. Zici că, da, da. Zici că măcar se aude de la vânt. Da, și s-a uzat, gen se aude exact cum merge un om pe frunze. Exact. Cum un om își tărește picioarele pe frunze. Eu dă cu blițul acolo, dar nu văzui nimic. Păi nu se vede nimic, că mă uitai și eu. Deci eu am dat cu blițul acolo. Auzi, luai alea mână ca să fiu sigur că pot să le iau și fug. Lanterna și cu telefonul, că pot să fac miniatură. La ăla mai făcut, îi pădrea cu miniatură la mausoleu, dar poate reușesc să fac cumva. Și să mă ce e? Și i-am văzut pe ăștia că fug. M-am dus dracu și eu. De care că tu o luai? Ce că fugi primul? Tu o luai primul. Nu am luat tot primul, nu fugi ba, tu. Da. Tu fugi primul, luai tu. Fugi bă, luai în mână. Ia te. Luai ăștia în mână și stai, bă, vezi că s-au de ceva încolo, s-au dat pași încolo. Eu îți dai magnea. Că gen îl pusei pe magnea. Da, mai pus asta și jos. Îl pusei pe magnea să pună jos pe pentru miniatură, fix cum faci miniatura. Da. Îl pusei pe magnea să pună jos. Să încurc pe o piatră ca să putem să facem miniatura pentru video. Și exact atunci când să mă uit la telefon, bă, dacă e bine sau nu e bine, pus telefonul ca să facem miniatura. Atunci auzi bocănitura și pași până iarbă, până frunze. Acum altă chestie creepy. Ce? Dar cum ar fi să se țină după noi, ca și în poveste? Da, cum ar fi să se țină după noi acum? Cum ar fi să se țină după noi acum? Cum ar fi să se țină? Bă, nu mai bate că se bat pula. Nu mai bate dracu morții mei. Dar zis că exact am poveste, știi că după tataie s-a ținut. Ascultați-mă, după tataie s-a ținut. Da, după tataie s-a dus peste el în casă. După tataie s-a ținut, s-a dus peste el în casă. Ia atent ce ploaie s-a pus, ești nebun, e torențial asta. S-a dus peste el în casă. Și s-a pus peste el noaptea și nu mai putea să respire. Exact. Și l-a auzit mama. L-a auzit mama lui din casa cum gemea, că nu putea să vorbească, că avea presiunea pe corp. Și a venit cu niște apă sfințită, cu aghiazmă din aia, cum îi zice, și a dat pe el. Și după s-a liniștit și n-a mai simțit nimica. Deci, cum ar fi acum să face și noi la fel, să ia după noi, să vină la noi acasă, gen, acum. Mă, lasă numai bine cum ar fi, că îmi leșim n-ai. Ne ducem acum, luăm apă sfințită și dezinfectăm toată casa. Dar unde apă sfințită mâncați-ași gura ta? Am eu aghiazmă de la biserică. Ai aghiazmă de la biserică? Da. Să mor eu dacă nu ești, dacă n-ar peste tot. Să mor eu dacă n-ar cu busuioc. Luăm cu busuioc, cu firetele de busuioc și strofim camera. Vai de capul meu, deci n-am... Dar nu mai pot, îmi trebuie rămâinile, ești nebun. Sperietură că asta în viața mea. N-am viața în viața mea. Însă tu să-i... Ești gura ta. Ce? Focuie așa și te speriași. Dădui aerul afară și te speriași? Nu. Da. Trecești un baldă sau nu știu ce. A, trecești un baldă și te speriași? Da. Vai de curul meu, ce... Ne mâncăm cur, că și eu cășunea pe ăștia, că să mergem. Ești joc, că handicapatul voia să fii singur. Dar tu dai seama dacă vrei singur. Tu dacă vrei singur, făceam infarct, ești nebun la cap. Bă, deci fără nici mișto făceam infarct. Mă, dracu, nu mai poți. Doamne, mă, ca să-și gura ta, deci nu știu cum să editez videoclipul ăsta, mânca v-aș gura, că e prea lung și e prea, nu știu cum să spun, e prea controversat, are prea mult conte, nu știu cum să-l fac. Că în două părți nu mai fac, las așa, dacă are 20-30 de minute, așa las, nu mai tai nimic din el. Deci nimic, doar intro și atâta. Și cu muzică, că altfel n-am ce să-i fac. Doamne, mă, ca să-și gura ta să-ți mănânc. Mi-e frică acum să mă dau frus în mașină, mă crezi? Mi-e frică să intru în casă. Mai bine să mă în mașină, cred că toată noaptea tot aia. Cine mai dorme astăzi noapte? Cred că nu mai dormim, zi sigur pe treaba asta. Bă, deci vă jur pe viața mea că n-a fost nicio vrăjeală, n-am vrut să regizăm nimic, că știți că eu nu regizez. Exact. Nici la Radovan n-a fost așa. Nici la Radovan, bă, n-am auzut la Radovan. Dar am fost la Radovan unde ce mai... Și am fost doar noi doi. Cele mai bântuite păduri din... Și nu s-a întâmplat nimic. Din România și nu s-a întâmplat nimic. Și venim într-un căcat de cimitir, de la... Și... Doamne. Băgat într-o fundătură. Și n-am auzit în viața mea așa ceva, dar... Dar se auzeau o bucuitură, ce ai? Eu, gen, nu știu cum să vă zic, dar nu știu, nu că la, să mă aștept la ceva paranormal, dar să mă aștept la ceva, gen, nu știu cum să vă spun, deci nu știu, nu am cuvinte să vă spun, gen, mă așteptam să se plece, nu știu, aveam un sentiment din ăsta, așa, ciudat, nu știu cum să vă spun. Deci fără niciun mișto, nu glumesc, nu nimica. Hai că băgăm mașina în curte și... Mergem în casă să vedem dacă cum să vedem, ne uităm pe filmare, să vedem dacă se vede ceva pe filmare. Dacă se aude și dacă se vede ceva pe filmare, îl bag pe calculator și vedem. Dacă se vede, mă interesează, eu vreau să... Doamne, ce față ai, nebunule, cu căciula aia. Îți place căciula mea pe sistem? Zici că sunt Moș Crăciun? Zici că ești Moș Crăciun. Da!
Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog horror. Ăsta e un vlogger. Un vlogger? Ăsta e un vlog super special și știți că eu nu fac chestia asta, zic că bă, vlogul e special să nu fie după. O să vă spun mai încolo de ce e special și o să mă credeți pe cuvânt, vă spun eu. Acum am mergem să filmăm ceva horror și hai să-i dăm drumul, o să vă spun când ajungem la fața locului care e treaba. Bă, nu mai fă de mână așa. Minte, băi.